seara, stimați telespectatori, suntem la Economia 21 și astăzi am un invitat special. Este vorba de domnul Cătălin Ivan, europarlamentar independent. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la Canal 33! Bine v-am regăsit, că am mai fost acum ceva la oportunitățile blockchain. Exact! Domnule Ivan, pentru că dumneavoastră sunteți un parlamentar atipic, mi-aș permite să spun, în contextul politicii românești, și pentru că și noi avem o abordare mai atipică, vă cer permisiunea să avem un dialog foarte deschis și pe niște teme poate mai altfel decât se abordează la televiziune în general. O să vorbim despre europarlamentare ca temă mare, dar aș începe de la dumneavoastră să vă întreb în ce fază se află înainte de toate inițiativa dumneavoastră politică, pentru că știu că ați fondat un nou partid, și dacă vă pregătiți cu el pentru europarlamentare sau în ce fază sunteți cu partea aceasta? În primul rând, tocmai ce am postat pe pagina de Facebook linkul către această emisiune, pentru că am văzut că aveți probleme cu anumiți, distribuitori de cablu și... Cred că până la urmă viitorul este al online-ului, chiar cred că acolo vom ajunge, nu numai ca televiziune, dar și ca activitate politică. Eu cred că foarte mult din activitatea unui partid politic se va muta în zona aceasta digitală, pentru că noile tehnologii oferă foarte multe oportunități, foarte multe soluții la problemele pe care le avem. Noi am gândit o platformă digitală, am reinventat ideea de partid politic plecând de la o premisă foarte simplă. În ziua de astăzi, sau de 30 de ani, cel puțin de 30 de ani de zile încoace, scena politică este ocupată de două blocuri mari și late. PSD pe de o parte, liberalii în toate formele lor pe cealaltă parte, dar cu aceleași metehne, cu același mod de lucru, cu aceleași instrumente, cu aceeași încrengătură de interese la nivel local, nivel național, cu aceeași fericită, între ghilimele, îmbinare între interesele unora și altora, pentru că zona asta de business, dacă toți suntem la o televiziune de business, cu banii statului, trece dincolo de interesele partidelor politice. Ei sunt înfrățiți și am demonstrat-o prin situația firmelor cu acțiuni la purtător. În România n-a trecut și nu o să treacă. Ba chiar au scos-o din directiva europeană. În România se aplică directiva europeană, mai puțin în ceea ce privește firmele cu acțiuni la purtător și încă câteva lucruri care deranjează pe ei. Dar aceste firme cu acționariat ascuns, doar ca o mică paranteză, indiferent de culoarea politică a partidului care se află la guvernare, ele prosperă. Ceea ce înseamnă că în spatele celor aproape 400 de firme din România care anual învârt miliarde de euro din bani publici, se află oameni potenți politic din absolut toate partidele politice, înțeleși între ei, astfel încât, indiferent cine este la guvernare, ei să nu-și strice afacerile unii altora. Încheind această paranteză, să începi un proiect nou politic, plecând de la premisa că vei lupta cu ei pe același teren, cu aceleași instrumente, este aproape imposibil, este sinucidere curată. Indiferent de calitatea oamenilor pe care i-ai aduce în față, indiferent de pregătirea lor profesională, de bunele intenții, de absolut orice proiect, nu știu, nou, care chiar să pună interesul oamenilor înainte, nu ai avea nicio șansă. Și atunci am zis că trebuie să-i scoatem din zona lor de confort, unde ei se simt foarte bine și unde controlează absolut tot, de la administrație publică, locală, centrală și așa mai departe, într-o zonă pe care nu o stăpânesc. În zona digitală, nu numai că nu pot să controleze lucrurile, dar zona digitală îi obligă la transparență. Tehnologiile moderne, nu numai blockchain, pentru că în emisiunea trecută discutasem despre blockchain și ADN este primul partid politic din lume care folosește această tehnologie. Nu doar, mai sunt câteva partide care folosesc blockchain-ul doar la sistemul de vot. Noi folosim blockchain-ul pentru a funcționa pe baza acestei tehnologii. Toate aceste tehnologii noi, moderne, ne obligă la transparență, la respectarea meritelor celorlalți. Tot ceea ce se întâmplă rămâne înregistrat și nu poate fi modificat și efectiv cel care chiar are cele mai multe merite, s-a implicat cel mai mult, a muncit cel mai mult, are o anumită expertiză pe un anumit domeniu, deci o relevanță în interiorul
ADN pe un anumit subiect este cel care va ieși în față și va vorbi numele ADN-ului pe subiectul respectiv. Eu, ca membru fondator al ADN, nu pot pe nimeni să-l iau de la coadă și să-l pun în față, indiferent mi-e frate, mi-e cumnat, mi-e văr, mi-e orice mi-ar fi, n-am cum să-l iau și să-l pun în fața celor care au muncit și și-au câștigat acest drept. Păi și dumneavoastră șomați când la partidele politice tot frăsunesc niște liste de europarlamentari, cine e pe locul 2, cine e pe 3, cine e pe 1, cine e pe 7, cine... Pe mine mă interesează mai puțin cine este și pe celor. Pe mine mă interesează ca o formațiune politică într-un final în România, chiar și acum, în al 25-lea ceas, că nu mai este al 24-lea, să pună meritocrația, să pună competența înaintea intereselor de grup, înaintea intereselor personale. În ADN, de exemplu, datorită tehnologiilor pe care le avem la dispoziție, deciziile nu se mai pot lua în sufragerii, în spatele ușilor închise, nu știu, la masa de duminică, unde ți adun câțiva prieteni ca să pui țara la cale. Până acum, până astăzi, când vorbim, România a fost condusă de grupuri mai mici sau mai mari, de interese, de familii, de clanuri și așa mai departe. Și sunt dovezi foarte multe cum mergeau în mini-vacanțe pe aici pe acolo, nu știu, la Disneyland, ca să-și mai plimbe și copiii, prin Toscana, cine știe pe unde, pentru că au gusturi. Aici banii publici le-au cizelat puțin și gusturile, i-au rafinat puțin. Puneau țara la cale, hotărau cine să conducă guvernul, cine să conducă Camera Deputaților, Senatul, cine să ia contractele pe IT, cine să ia contractele pe infrastructură. Toată țara a fost împărțită în acești 30 de ani între câțiva oameni, nu foarte mulți, de multe ori aceiași, indiferent cine era la guvernare. Și așa facem că am ajuns astăzi ca 15% din bugetul, din produsul intern brut al României, direct sau indirect, să ajungă în buzunarele, prin fapte de corupție, să ajungă în buzunarele unorva, câtorva, 15% sunt statistici, poate să însemne puțin, dar în cifre, în bani efectiv, înseamnă 38,6 miliarde de euro anual. Pe de altă parte, domnule Ivan, n-am experiența de a construi un partid politic, dar am experiența de a construi o televiziune și asum că e cumva comparabil din anumite puncte de vedere. E greu, e complicat să faci ceva pe alte baze, pe o altă filozofie în România anilor 2019. Și vreau să vă întreb, la modul cel mai onest, aveți momente când vă pare rău? De puteți... Sigur, nu vă văd în postura unor purtători de cuvânt ai partidului pe care l-ați reprezentat, din partea căruia ați ajuns în Parlamentul European, să fiți foarte vocal în susținerea unor teme. E clar că nu v-ați fi regăsit în acel peisaj. Dar ați fi putut să stați, cum zice românul, mai pe burtă. Sunt și europarlamentari mai low profile, care nu neapărat ies în față și ați fi avut o viață, să zicem, liniștită în Parlamentul European, susținut de un partid politic foarte puternic, decât să faceți toată această muncă decisiv, să construiți de la zero o formațiune tânără pe cu totul alte baze și pe niște resurse modeste, bănuiesc, la început de drum pentru un partid. În niciun caz nu avem 45 de milioane de euro cât are PSD-ul astăzi, buget anual, dat de noi toți. Noi toți, cei care se uită la emisiunea dumneavoastră, toți românii contribuim cu 45 de milioane de euro și mie mi s-a părut PSD. Astronomică suma, vă spun sincer. Partidul Socialiștilor Europeni, care se ocupă de toată Europa cum a venit, are un buget anual de 16 milioane de euro. Asta spune multe, da. Spune foarte multe. Sigur că nu numai PSD-ul, și PNL-ul are foarte mulți bani, și USR are foarte mulți bani. Și au împărțit acești bani ca să le fie bine. Numai că nu există nicio explicație logică și eu vă spun că ADN, și dacă legea va fi în vigoare când ADN va intra în Parlamentul Național, va refuza acești bani. Nu este nici moral, nici nu se explică în vreun fel ca un partid politic să ia acești bani din bugetul statului. Sunt de acord să se înființeze, de exemplu, fundații în jurul partidelor politice care să aibă misiuni foarte clare de pregătire a oamenilor politici.
de profesionalizare a celor care vor să facă politică. Sunt în străinătate, funcționează foarte bine, sunt foarte bine controlate, nu pot să dispară banii pe niște cursuri fictive despre, nu știu, management politic sau așa mai departe. Sunt criterii de evaluare foarte clare. Eu cred că avem nevoie de profesioniști în politică. Și aici poate statul ar trebui să intervină mai mult ca să se asigure că nu mai ajung tot felul de oameni fără pregătire, fără școală, nu dăm nume, până la cel mai înalt nivel să conducă țara. Dar să dai unui partid politic 45 de milioane de euro ca să ce să facă de banii aceștia? Vă dați seama, sunt sume pe care mulți români nici nu le pot vizualiza. Sunt atât de mari încât a fost sunt greu de conceput. A fost o declarație a fostului premier Victor Ponta care spunea, domnule, am condus PSD-ul, știu ce înseamnă un astfel de partid, vă spun sincer că n-aș avea cum să justific, nu știu, câteva milioane. Adică îi se părea un buget de ordine câteva milioane mai mult decât în destulător în a face o activitate politică nu se justifică normal. În absolut niciun fel. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, sigur că mi-ar fi fost bine în PSD dacă aș fi tăcut. N-am tăcut de felul meu, nu sunt făcut să tac, dar poate că la un moment dat îți faci calcule și te gândești că, nu știu, având copii acasă, având o carieră, poate uneori mai bine să-i mai lași pe alții să vorbească. Am avut o singură dată un astfel de moment în care am zis că mai bine să mai zică și alții, să nu mai zic eu, când a fost ordonanța 13. Abia ce câștigasem alegerile, în perioada de campanie fusesem cel mai prezent în spațiul public, în dezbaterile electorale și deja trecuseră vreo 2-3 ani de când eram în conflict permanent cu conducerea PSD-ului și am spus, poate timpul să mai zică și alții. Când am văzut că nu zice nimeni, am realizat că până la urmă nu fac politică doar pentru a-mi fi călduț, doar pentru a-mi fi bine. Când am asumat această carieră de om politic, am decis să mă implic în dezbaterile publice, să fiu prezent în spațiul public, mi-am asumat și o responsabilitate foarte mare. Și am luat atitudine, am ieșit și am spus ceea ce am spus și de acolo a continuat un întreg conflict cu conducerea partidului până când, mergând prin țară și vorbind cu tot mai mulți colegi care îmi dădeau dreptate în privat și îmi spuneau, da, Cătălin, zici foarte bine, așa, suntem de acord cu tine. Când era la vot, era unanimitate. Când trebuia să mă bazez pe ei, să facem lucruri concrete, pentru că oamenii așteptau de la noi și lucruri concrete, nu doar critică la adresa lui Liviu Dragnea, dispăreau. Ba, pentru că aveau soția angajată la stat sau pe cineva din familie. Ba, pentru că aveau diferite alte probleme de rezolvat. Omenește, înțeleg. Dar atunci când alegi să faci politică, îți asumi și această responsabilitate foarte mare de a face ceea ce trebuie. Nu doar ceea ce este în propriul tău interes. Pe de altă parte, unii dintre criticii partidului s-au ales cu niște drăgătorii sau niște lucruri călduțe, de exemplu, domnul Grindeanu la autoritatea care reglementează comunicațiile, ca să dau un exemplu. Și mai sunt pe la ASF, da. Pe aici, pe acolo. Nu v-a tentat nicio astfel de parcare. Se practică și mie mi s-a transmis că ar putea exista căi de dialog, am putea să găsim o variantă să-mi fie bine și evident că am refuzat orice fel de discuție pe acest subiect. Nu de asta am criticat ca să negociez ceva. Uitați, doamna Andronescu a făcut o scrisoare publică, a fost foarte critică și acum este ministrul educației. Adică se ajunge și la o conciliere uneori cu partidul. Depinde ce vrei. Eu cred că dacă vrei să faci politică pe termen lung, dacă vrei să fii, în primul rând, știți care este cel mai important barometru pentru mine? Să pot să merg cu fetele pe stradă, să pot să merg cu ele în parc, să pot să merg oriunde și să nu am frica aceea că mă recunoaște cineva și... Țipă la mine sau mă critică gimnitoare. De față copii, astfel încât lor să le fie rușine cu mine. Și atunci trebuie să fiu permanent, consecvent cu mine și să caut să fac cât mai mult bine. Sigur că nu pot tot timpul sau sigur că nu neapărat ideile mele sunt cele mai bune. Dar întotdeauna să fiu de partea pozitivă a lucrurilor, să încerc să fac lucruri mai bune, pentru că atunci eu cred că oamenii văd și oamenii știu să facă diferența între cei care sunt bine intenționați
și ceilalți care au o agendă ascunsă. Și dacă mai greșești, dacă ești bine intenționat, până la urmă te iartă și pentru micile greșeli. Este un proiect dificil, evident. Poți mai ușor să construiți partidul dacă ați fost membru în Parlamentul Europe, în Parlamentul Național, iată pe modelul Victor Ponta, Daniel Constantin, care par să aibă oarecare priză cu partidul pe care construiesc. Ar fost mai simplu din interiorul partidului. În primul rând, este un proiect pe care îl construiesc singur. Nu este vorba despre un proiect al lui Cătălin Ivan. Eu, din Parlamentul European, am o problemă, pentru că trebuie să fiu foarte mult și tot mai prezent aici. Încă mai este activitate în Parlamentul European, cumva trebuie să... Deși nu foarte mult, toate dosarele sunt pe final. Dar sigur că trebuie să fiu și acolo și să închei... Onorați mandatul? Sigur că e mai dificil, dar făcând parte dintr-o echipă mai mare, oameni cu experiență, oameni care... Mulți dintre ei, unii dintre ei au chiar experiență mai mare din punct de vedere politic decât am chiar eu după 15 ani de activitate în PSD și foarte multe funcții chiar la nivel național. Lucrând în echipă nu e chiar așa de greu. Este important să găsești oameni care îți împărtășesc ideile, să pui la comun acest efort și să, până la urmă, să facă fiecare pe bucățica lui ce a de făcut, pentru că dacă proiectul este corect, dacă este bine intenționat, dacă e curat, în primul rând, nu are o agendă ascunsă, e transparent, spunem ce vrem să facem și chiar aia vrem să facem, oamenii vin alături. Oameni de calitate, ușor, ușor, încep să capete încredere și vin. Și azi aud de la mine, mâine de la altcineva, se mai întâlnesc cu altcineva, ușor, ușor ne adunăm și suntem din ce în ce mai mulți. Nu ne-am propus să mutăm munții mâine sau să producem schimbarea mâine. Dar ne-am propus să oferim o alternativă la tot ce înseamnă actuala clasă politică. Din start, încă din momentul zero, ne-am asumat că nu vom face alianță cu niciun partid care a fost la guvernare, chiar și o zi, pentru că dezastrul în care se află România astăzi nu se datorează doar PSD-ului. Pe acolo a fost și PNL, pe acolo au fost și alte partide sau lideri care au fost în PSD, PNL, PD și acum și-au schimbat blana, dar nărabu, vă dați seama că a rămas același. Deci, dacă vrem să fim alternativă, trebuie să ne asumăm acest drum greu pe care am plecat, dar toți cu care am vorbit, toți care am plecat la acest drum, sunt conștienți că nu este un drum ușor, dar până la urmă este singurul care poate să facă diferența. Revenind, aveți o listă pentru o parlamentare? Sau o listă? Veți candida? Vom candida cu o listă, vom strânge cele 200 de semnături care trebuie strânse, vom face și un eveniment în care vom prezenta toată lista. Vă garantez că sunt oameni competenți, oameni care fiecare pe domeniul lui este recunoscut de colegii de braslă, de cei cu care împărtășesc aceeași profesie, ca fiind profesioniști, ca fiind oameni integri, oameni curați. Nu avem surprize gen transferuri peste noapte de la un partid. Nu luați un Ronaldo. Nu luăm pe nimeni, de nicăieri. Credem că un partid curat are capacitatea, sau ADN, vorbim de ADN, nu vorbim de alte partide, are capacitatea de a crea lideri politici. Eu cred că oameni care au ce să spună, stăpânesc un anumit domeniu, vorbesc cu pasiune despre un anumit domeniu, se pot impune în spațiul public cu argumente, cu logică, cu rațiune și chiar cu suflet. Pentru că un doctor, de exemplu, vorbește cu pasiune despre meseria lui. Un inginer la fel, un jurist la fel. Dacă îl pui pe jurist să vorbească despre medicină, sigur că urmărește punctajul de la partid, dar nu mai este același lucru. Și atunci, în numele ADN-ului, vocile ADN vor fi voci vor fi reprezentate de profesioniști în fiecare domeniu în parte. Oameni care vor ști exact ce să spună și numai că vor simți, vor trăi ceea ce vor spune. O să iasă românii la vot. Europarlamentarele, în general, sunt niște alegeri care nu prea au tracțiune din perspectiva afluenței publicului să voteze. Oamenii nu realizează miza acestei reprezentări în Parlamentul European la adevărata ei valoare. De ce ar fi important să iasă lumea la vot? Eu cred că oamenii încep să realizeze.
nemulțumirea este foarte mare. Faptul că nu vin la vot, aproape 60% dintre români aleg să nu voteze, este un vot de blam dat întregii clase politice. Faptul că din cei care votează un anumit partid politic, mulți sunt nemulțumiți de partidul respectiv, dar nu văd altă variantă. Adică cei care au votat PSD-ul, sunt mulți care n-ar mai vota PSD-ul, dar nici vorbă să voteze PNL sau alt partid. Și la PNL la fel, și în alte partide. Chiar și USR, care e un partid nou, te aștepta să fie, nu știu, un entuziasm în jurul USR-ului. Și acolo sunt foarte mulți care au votat USR și n-ar mai vota USR. Deci este numărul celor care au votat sau care ar vota din convingere cu un partid este tot mai mic. Ceea ce înseamnă că rămân foarte mulți oameni fără opțiune politică. Aici... Eu nu cred că ADN îi va convinge pe toți. Dar cred că acolo, în acei 60-65%, și ADN își va găsi o susținere. Pe noi nu ne interesează votanții PSD, votanții PNL, votanții altor partide politice. Ne interesează să venim cu o alternativă care să convingă tot mai mulți români să voteze. Statistic vorbind, calitatea celor care ne reprezintă în Parlamentul Național sau în Parlamentul European este direct proporțională cu numărul celor care votează. Cu cât vin mai mulți să voteze, cu atât calitatea celor care ajung în Parlament și ne reprezintă este mai mare. Vreau să vă întreb, așa, ca opinie de om politic, cum vedeți alianța asta USR plus? O vedeți câștigătoare? Adică 1 plus 1 dau mai mult de 2 sau dau mai puțin de 2? E foarte ciudat, pentru că este 1 plus același 1. Cioloș și plus, n-aș spune că nu există, pentru că eu respect efortul fiecăruia de a se implica, de a veni în spațiul public, de a propune teme, e dreptul fiecăruia și cu cât se implică mai mulți, cu atât mai bine. Adică dumneavoastră spuneți că 1 plus 1 egal 1, de fapt. Exact, e același 1. Mi se pare că atât plus partidului Cioloș, cât și USR se adresează exact aceluiași electorat. Vin cu exact aceleași mesaje și poate ori fi având oameni diferiți, dar până la urmă se contopesc. Ca imagine, nu știi care sunt unii, care sunt alții, nu pentru că n-ar avea sigle diferite, dar n-au alt mesaj. Eu nu știu să fac acum diferența între ceea ce propune Dacian Cioloș și ceea ce propune Barna. Adică, păi poate chiar asta stă la baza filozofiei unei forme de alianță. Sigur că era inevitabil. Eu cred că nu aveau altă variantă să participe în alegeri decât împreună, pentru că până la urmă își luau electoratul unul altuia. Există riscul să nu intre în Parlament niciunul bătându-se și împărțind un electorat? Sociologic vorbind, n-aș ști să vă răspund, pentru că nu sunt de meserie. Dar din punct de vedere politic, experiența pe care o am, când dai exact același mesaj cu oameni de aceeași categorie, cu același tip de om nou în politică, cam din aceeași zonă, a corporațiilor, a tinerilor care au făcut studii pe afară, care s-au întors, una peste alta, cam același pachet politic. E ca un produs de marketing. Dacă faci același produs, te adresezi aceluiași tip de clienți. Până la urmă, oamenii care veneau la vot aveau de ales între Cioloș și USR, având fix aceleași convingeri. E clar că electoratul lor se împățea și nu luau din altă parte. Pe de altă parte, mută discuția puțin în Parlamentul European. Cum se vede de acolo această lună și jumătate de președinție a României? Facem ce trebuie acolo? Ne reprezentăm, să spunem, acest mandat cu fruntea sus? Existau foarte multe temeri. Oportunitățile? Există oportunități reale din această președinție pe care le-am putea rata sau nu? Existau foarte multe temeri nu legate de România, pentru că în instituțiile europene lucrează foarte mulți români foarte bine pregătiți și apreciați. Și în Parlament, și la Comisie, peste tot, în instituțiile europene, românii sunt foarte bine văzuți. Tehnocrații, cei care sunt angajați. În schimb, legat de actuala guvernare și de ultimele guvernări, pentru că aceste schimbări foarte dese de guvern, sigur că au făcut subiectul și dezbaterilor la nivel european. Această guvernare ridica foarte multe semne de întrebare. Nu doar Viorica Dăncilă.
dar toți cei de sub sau din, dumneavoastră sau din cabinet. Dumneavoastră ați crezut într-o schimbare în ultimul moment a acestui guvern sau din potrivă? N-am crezut, am sperat. N-am crezut, nu vedeam cum ar putea fi posibil, dar sigur, speranța moare ultima. Am sperat că ceva se va întâmpla și că acest guvern... Un val de păreri că totuși s-ar produce o schimbare pe ultimul moment. Da, dar știți, gândindu-mă mai bine, să știți că și europenilor le convine. Oamenii la Bruxelles sunt destul de pragmatici, de cinici, de foarte multe ori. Și politica e destul de cinică. În a-și urmări propriul interes. Da, aici am și eu o problemă, că nu sunt nici pragmatic, nici cinic, sunt mai degrabă un idealist, dar încerc să nu mă tratez, încerc să rămân așa, pentru oricum, că sunt foarte multe lucruri. Cei care au schimbat lumea au fost până la urmă idealiștii. Cei care au făcut schimbările mari în societate. Sunt foarte mulți idealiști în România. Sunt foarte mulți oameni care speră că lucrurile pot să meargă într-o direcție mai bună, făcând lucrurile altfel. Dar la Bruxelles totul este un calcul. Și atunci, poate că le convine un guvern al României foarte slab. Niște oameni care doar să vină și să conducă niște ședințe, să nu înțeleagă mare lucru din ce se întâmplă acolo, agenda să fie fixată de Germania, Franța, să nu intervină subiecte noi pe agendă, România să nu propună niciun subiect sensibil, important lor pe agendă. Nimic din ce ar putea să ne intereseze pe noi ca popor, ca țară, nu apare pe acea agendă. Ceea ce sigur că le convine. Și cum spun colegii mei pe aici, numai mâine nu-i poi mâine. Deja am consumat o lună jumate, mai avem 4 jumate. Adică trece timpul foarte repede. Deci din punct de vedere al intereselor la nivel european, lucrurile merg foarte bine. Sunt unii care țin fața ședințelor, conduc ședințele respective, dar n-au nicio treabă cu ce se întâmplă de fapt la nivel european, nu pun probleme. Sigur că nici n-apar dezastre sau situații dificile, pentru că specialiștii, cei din spate, care pregătesc întâlnirile, care pregătesc dezbaterile, care pregătesc materialele, sunt acolo și își fac treaba foarte bine. În schimb, pentru România era un moment foarte important ca măcar câteva lucruri să le împingem și noi pe agenda europeană. Să-i obligăm să vorbească și despre ce ne interesează măcar pe noi. Măcar să vorbească, dacă nu să... Nu știu dacă... Sigur că... La urma urmei, odată puse pe agenda, până la urmă trebuie să se pronunțe pe subiectul respectiv. Dar noi n-am pus nimic pe agenda europeană, evident că nici nu o să mai punem. Dumneavoastră ați fi avut o temă pe care să o puneți pe agenda? Sunt atât de multe teme. Ce v-a preferat de dumneavoastră? Care vi se pare o prioritate? Noi n-am o temă preferată, dar sunt foarte multe teme care vizează milioane de români. Uitați, tema sclaviei moderne. Faptul că în Europa sunt milioane de români. Unii zic 10 milioane, alții 7 milioane, unii zic 4 milioane. Jumătate din populația activă a țării în acest moment este în afară și pleacă tot mai mulți. Muncesc afară. Statul român nu știe unde muncesc, în ce condiții muncesc, dacă le sunt respectate drepturile, dacă acele contracte de muncă pe care le semnează în germană, italiană, franceză, spaniolă, în ce limbă semnează, sunt traduse în limba română și sunt traduse corect de un jurist ca să înțeleagă omul respectiv ce semnează și la ce se angajează, că, de exemplu, sunt rețele de trafic de persoane care iau din satele românești oameni care nu au pregătire, se bucură când aud că vor avea un salariu de 2-3 mii de euro, 1500 de euro. Sunt luați cu micobuzul, duși afară, închiși efectiv, închiși în lagăre, în cămine de acestea, cu sârmă ghimpată de jur împrejur ca să nu iasă, duși la muncă, întoși acolo. Dacă vicepremierul Italiei ne spune cu subiect și predicat că România furnizează sclavi, iar din partea României nu există nicio reacție. E un fenomen pe care noi îl știm. ONG-urile românești din Germania, din Spania, din Italia semnalează acest fenomen de ani de zile, cu dovezi, cu imagini, cu mărturii, cu absolut tot ce ai nevoie. Statul german finanțează din bugetul Germaniei centre de consultanță pentru muncitorii din Europa de Est, în special pentru români, cu angajați acolo vorbitori de limbă română care să le spună care le sunt drepturile, ce au de făcut când se angajează. Dar aici vorbim de oameni care ajung acolo și apucă să ajungă pe la aceste centre de
consilieri. Majoritatea sunt luați cu microbuzele, băgați direct în acele ghetouri, păziți, duși la muncă, aduși, nici nu primesc de multe ori toți banii, primesc doar o parte din bani, n-au voie să comunice cu nimeni, n-au voie să iasă de acolo, nici măcar actele nu rămân în posesia lor. Unde este statul român aici? Păi statul român este la a le impune niște taxe pe niște asigurări de sănătate sau ceva de genul acesta. Trebuie să plătească niște taxe pe muncă și în România și mai este la a le pune niște birocrație când trimit bani în țară. Da. Deci la nivelul acesta. În România avem două categorii de cetățeni. Cetățenii care rămân în interiorul țării, cetățeni de categoria întâi, să spunem, n-au foarte multe drepturi, dar măcar sunt aici. În secunda în care ai trecut granița țării, devii cetățean român de categoria a doua. Nu mai ai niciun drept. Statul român s-a spălat pe mâini. Nu mai vrea să știe de tine. În condițiile în care ai atât de mulți români în afară, atât de mulți copii se nasc în familii de români în afară, dar n-ajung să mai vorbească limba română, nu mai au contact cu țara, instituțiile statului român rămân în interior, ineficiente, cu birocrație foarte mare, corupție foarte mare, rămân aici. Nu se duc absolut deloc să stabilească parteneriate cu Ministerul Muncii din Spania, cu Ministerul Muncii din Germania, cu Ministerul de Interne din celelalte state, cu Ministerul Educației. Poate am reușit să gândim un program european prin care în comunitățile de români din Spania, avem mici orășele în mai toate țările, să putem să ducem și învățământ în limba română, în parteneriat cu școala de acolo. Nu să învețe toate materiile în limba română, dar niște profesori detașați acolo să asigure copiilor din familii de români măcar câteva ore și în limba română. Poate de istoria României, poate de geografie, ceva ca să-i țină, de limba română, evident, ceva să-i țină în legătură și cu țara de unde au plecat. Nu există nici cea mai mică preocupare. Noi avem un minister al românilor de pretutindeni, care are un buget mic, mic de tot, nici nu știu cât are, dar din acel buget fac mici concerte. Au câțiva artiști preferați pe care îi plimbă pe aici pe acolo și îi duc pe la diferite concerte. Vorbind cu românii din diaspora, sigur că se bucură și de concertele respective. Dar ar vrea mult mai mult din partea statului român. A renunțat la concertele respective dacă ar avea unde să vină, să-și rezolve problemele, să poată să obțină consiliere juridică și așa mai departe. Statul român nu există nicăieri în Europa, dar problema este una foarte gravă, cea a sclaviei moderne. E semnalată de cei de afară. Ne spun cei de afară că avem această problemă, iar pe noi nu ne interesează. Tot în contextul ăsta european este și candidatura Laurei Codruța Kövesi și pentru un post european de procuror. Cum vedeți dumneavoastră, poate puțin mai detașat de frământările astea politice interne imediate și neimplicat nici de o parte, nici de alta, că s-a împărțit România în tabere, cum vedeți această opoziție pe care Laura Codruța Kövesi o are din partea unor oficiali sau persoane cu greutate în politica românească? O vedeți mai degrabă ca o chestiune de orgoliu? Adică am dat-o jos de la poziția din România și o chestie de orgoliu să nu ajungă într-o altă poziție? Sau este un interes oportunistic direct, resimt ca un pericol efectiv pentru ei, pentru interesele lor, ca acest procuror să ajungă în acea poziție? Dacă vorbim de Laura Codruța Kövesi și vorbim despre lupta împotriva corupției, sau trebuie să le legăm cumva. În România nu a existat niciodată de la Revoluție până azi luptă reală împotriva corupției. Adrian Năstase, poate și cei dinaintea lui, dar n-am mai multe informații. Dar Adrian Năstase reușise să controleze justiția cât a fost premier. Abia în 2003, la nivel internațional, corupția a fost incriminată. Și atunci a fost obligat să facă o instituție care să lupte împotriva corupției, acel parchet național împotriva anticorupției, ceva de genul acesta, PNA. Dar sigur că Adrian Năstase l-a gândit ca un instrument de luptă împotriva adversarilor politici. Inițial a fost gândit de Adrian Năstase ca să, odată ajuns președinte,
să-și pună la respect toți adversarii politici și să aibă liniște... Asta e o presupunere, nu avem de unde să știm ce-o fi fost eu vă în mintea dumneavoastră. Eu vă spun din ce... Ba, putem să intuim. Adică e foarte simplu. Au existat și stenograme la vremea respectivă. Ne uităm cum funcționa acest PNA. Au apărut și niște filme artistice inspirate din politica... Da, corect. De ce eu? Corect. A venit Traian Băsescu, n-a venit Adrian Stase președinte, care a adus-o pe Monica Macovei, care a transformat acest PNA într-un DNA, pentru Traian, un fel de PNA pentru Traian Băsescu. Și timp de 10 adică ani de zile... Adică aceeași mărie cu altă pălărie. Dovadă că marile dosare de corupție niciodată n-au fost instrumentate de procuror, sau dacă au fost instrumentate, niciodată n-au fost trimise mai departe. Au fost permanent liste cu cine trebuie să fie deranjat, cine nu trebuie să fie deranjat. Acele coincidențe, gen să se închidă dosarul lui Traian Băsescu de ziua lui cu flota, erau luați primarii fix înainte de alegerile locale. Pe asta cu de ziua lui am o explicație astrologică, numerologică, ca să văd că noi mai abordăm și astfel de teme. Probabil că e o conjunctură favorabilă așa de ziua domniei sale și de asta a fost aspectat pozitiv. Se aliniau pozitiv. Astrele, da. E posibil să existe și această explicație. Cert este că acest instrument care ar fi trebuit să rezolve problema pe care o avem astăzi, v-am spus, 38,6 miliarde anual dispar din România, e, nimic nu, a fost nu dispare, totul se transformă. Se transformă, sigur, în vile pe lângă, nu știu, palmieri, cocotieri, prin Brazilia, cine știe, Madagascar și așa mai departe, pe unde își mai duc ei banii, Turcia și pe în alte zone. Cei de la DIICOT știu foarte bine unde își duc banii. Am avut un raport în Parlament, o inițiativă în Parlamentul European cu recuperarea averilor ilegale scoase în afara Uniunii Europene. Am muncit 2 ani la acest raport. În primul rând ca să-l am și apoi să fie un raport votat în plen. Și am lucrat cu cei de la DIICOT, profesioniști adevărați, toți de acolo, și știu foarte bine unde își duc politicienii noștri banii și nu numai politicienii. Nu au pârghiile, nu sunt lăsați, nici măcar legea nu le permite să meargă după banii respectivi. Sunt foarte multe de discutat și aici. Deci, Laura Codruța Chioveși a făcut parte dintr-un sistem care a fost gândit inițial ca instrument, încă din început, ca instrument de luptă politică, niciun caz de luptă împotriva corupției. Acel palmares cu care se laudă nu este un palmares real, pentru că dacă ne uităm fiecare pentru ce a fost condamnat, acolo e corupția. Numai eu, nefiind implicat, știu mai multe decât au găsit procurorii DNA. Nu vreau să intru în subiectul acesta foarte tranșant de o parte sau de alta, pentru că nu am cum să aleg între două rele. Pe de o parte, cei care fac acum zile fripte Laurei Codruța Chioveși și gen Dragnea și toți ceilalți sunt evident niște oameni foarte corupți, care au fost cândva la masă cu Codruța Chioveși și dovadă poze și așa mai departe, care apar mărturii ale unora dintre ei. Ei au fost împreună și s-au certat. De ce s-au certat, n-aș putea să vă spun, pentru că n-am fost acolo. Aveau întâlniri instituționale. Da, l-a tăiat porcul, ați văzut tot felul de întâlniri. Acum instituția trebuie să și socializeze. De acord, de acord. Dar nu... Laura Codruța Chioveși trebuia să-și dea demisia încă din momentul în care n-a putut să dea nicio explicație logică de ce se afla cu Liviu Dragnea la tăiatul porcului, în condițiile în care Liviu Dragnea era închetat de DNA, instituția pe care Laura Codruța Chioveși o conducea. În acel moment, fie ieșea public o explicație, ceea ce n-a făcut, fie își dădea demisia, ceea ce iarăși n-a făcut. Pe probabil că explicația era că domnia sa nu avea nicio influență în dosar, era un dosar instrumentat de un alt procuror și domnia sa avea o poziție, să spunem, de reprezentare a instituției. Nu știu, nu cunosc foarte bine pârghile din... Nu este de reprezentare, niciun caz. Cine conduce DNA-ul are influență directă, e managerul instituției. Dar chiar și atât, să spunem că ieșea cu o declarație, chiar cu atât și tot ar fi fost ceva. Nu a existat o astfel de declarație, nici într-o parte, nici în alta, nici demisia nu a existat. Deci Laura Codruța Chioveși nu este foarte credibilă atunci când vorbește despre lupta împotriva corupției. Dar revenim la întrebarea mea. Credeți că aceste faulturi care îi se pun sunt mai degrabă niște chestiuni așa de orgoliu sau sunt niște chestiuni care au o miză reală?
Adică e un joc de putere sau o teamă reală că dacă ajunge într-o poziție ar putea să producă niște un deranj prin România? Eu cred că e o teamă. Aș fi fost tentat să cred că este doar un orgoliu, adică odată ce au fost în aceeași gașcă s-au certat și nu o lasă să-și urmeze cariera profesională, dar este mult mai mult de atât. Laura Codruța Chioveș și chiar știe despre ei din moment ce au stat împreună la aceleași mese. Ajungând într-o funcție de procuror european, nu neapărat că are mai multe pârghii sau nu neapărat că de acolo ar putea să facă concret ceva în România. Puțin probabil. Dar având informațiile și fiind cumva pusă la adăpost de ce ar putea ceilalți rămași acasă să-i mai facă, sigur că ar avea o lejeritate mult mai mare. Deci ar căpăta o formă de imunitate în acea funcție? Cred că da, nu vor să o scape. Aici măcar o au sub control. Odată plecată nu mai controlează. Sunt dușmani aproape și prietenii și mai... Cam asta a fost ideea inițial. Acum s-au certat între ei și își fac zile fripte unii altora. Din păcate, din tot acest conflict al lor, România pierde enorm. Vă dați seama că la nivel european acum se discută de cele trei nume pe lista scurtă și de ce Laura Codruța Chioveși este, nu știu, hăituită de justiția din România. Credibilitatea țării are foarte mult de pierdut în ochii partenerilor externi. Repet, Laura Codruța Chioveși nu este omul pe care să îl pui undeva lângă icoană. Un om care s-a sacrificat pentru binele țării și care a luptat cu corupții din România și, uite, a devenit o victimă pentru că, până la urmă, corupții ăia răi au devenit mai puternici și acum nu o lasă să urmeze. Mai este o întrebare și ce s-ar fi putut face, apropo și de a lupta din interior sau din afara unui sistem. Poate că atât a putut face în poziția respectivă. Eu cred că în contextul... un procuror care conduce o instituție de acest gen se poate asigura că măcar calitatea celor care sunt în subordine este de un anumit nivel. Că procurorii de acolo sunt oameni bine pregătiți, profesioniști, care își fac treaba așa cum trebuie, care nu intră în tot felul de jocuri, amantlâcuri și interese ascunse. Și eu am auzit tot felul de povești despre procurorii DNA de pe la Iași, de prin alte părți. Calitatea asta joasă e în multe locuri din țară. Sigur că afectează instituția. Dar sigur că șefa lor știa foarte bine cu cine lucrează. Să accepți să lucrezi cu astfel de oameni, să accepți astfel de practici, să-i scoți, să-i plimbi prin fața televizorului la ora 6 de prime time, când toată lumea se uită la televizor, doar ca să distrugi cariere. Pentru că după aceea erau trimiși acasă și mulți dintre ei nici măcar nu au fost condamnați vreodată pe dosarele făcute de procurorii DNA. Spune foarte multe despre abuzurile din justiție, abuzuri de care Laura Codruța Chioveși nu numai că nu este străină, e direct părtașă. Deci sigur, vedeți, o alegere între două orele. Două orele. De asta mă țin departe de subiectul acesta, pentru că până la urmă noi pierdem cu toții. Suntem chiar pe finalul emisiunii. Aș vrea să vă întreb dacă există vreun subiect pe care nu l-am adus eu pe tema discuției noastre de astăzi și asupra care vreți să vă referiți pe finalul emisiunii. Da, eu cred că important este să înțelegem acum, când suntem acolo și noi nu că hotărâm, dar putem influența ce se dezbate la nivel european, măcar acum să realizăm că România nu are un proiect european. Noi nu știm astăzi de ce am vrut să fim la masa celor 28. Astăzi când vorbim, România este acolo doar ca să fie. Doar ca să se bucure că e la masa celor 20. Avem vize, sau nu mai avem vize, nevoie de viză. Vedeți, nici asta nu-i bine. Că ne pleacă toată forța de muncă, toți tinerii pleacă afară. Pentru că e... Țările dezvoltate atrag forța de muncă din țările subdezvoltate, condamnându-le la o subdezvoltare și mai acută. Nu avem dezbateri în Parlamentul Național despre ce înseamnă Europa, Uniunea Europeană, ce înseamnă să fii membru al Uniunii Europene, care sunt interesele noastre acolo. Nici măcar președinția nu-și dă interesul. Societatea civilă nu discută subiectele respective, decât foarte rar pe aici, pe acolo. Suntem membri într-o familie mai mare, fără să punem probleme, fără să avem un interes al nostru,
fără să existăm practic la masa respectivă. Ne lipim de unul sau de altul conjunctural, unde credem noi că este majoritatea la vot. Iar asta ne afectează pe toți în egală măsură. Poate acum, când vin alegerile pentru Parlamentul European, poate măcar acum, vom dezbate mai mult despre ce înseamnă să fii în Uniunea Europeană, ce putem câștiga din acest statut de membru în Uniunea Europeană, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care putem să le obținem, numai că trebuie să le cerem, să negociem pentru ele. Noi o să ne străduim aici să organizăm niște dezbateri în contextul în care se apropie și alegerile europarlamentare și o să vă invităm și pe dumneavoastră să participați dacă veți dori. Cu mare drag! Cu aceasta vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Revenim după o scurtă pauză publicitară.